Patru elevi au ajuns la spital după un accident rutier petrecut într-un sat de la marginea municipiului Hunedoara. Microbuzul cu care se deplasau la școală s-a răsturnat. Anchetatorii încearcă să afle motivul producerii accidentului. Șoferul unui microbuz școlar care transporta 10 elevi din satele aflate în împrejurimile municipiului Hunedoara s-a trezit cu mașina în șanț. Microbuzul circula dinspre localitatea Groș spre Hunedoara, iar în satul Boș, bărbatul ar fi ațipit la volan și s-a răsturnat în șanț. Echipajele rutiere deplasate la fața locului au constatat faptul că microbuzul școlar care transporta 10 elevi era condus de un bărbat în vârstă de 70 de ani din municipiul Hunedoara și a părăsit partea carosabilă din motive ce urmează a fi stabilite pe parcursul anchetei. Echipajele medicale au transportat la Spitalul Municipal Hunedoara 4 elevi în vârstă de 6, 10, 14, respectiv 18 ani, care prezentau excoriații minore pentru investigații medicale amănunțite, a informat Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Hunedoara.